Un nou bilanț negru al pandemiei COVID. Autoritățile au raportat astăzi 196 de decese, cel mai mare număr din acest an. 5.231 de cazuri noi de COVID-19 au fost anunțate de asemenea tot azi, dintre care peste 1.600 sunt doar în București. După un an de pandemie, România se apropie de un... Terapie intensivă, sunt stop. Locuri la terapie intensivă nu mai sunt. Avem foarte rar câte 1-2 locuri care se ocupă imediat. În schimb, locuri pe secție mai avem. Mai avem pentru formele moderate și severe. Cred că imaginea care am realizat-o noi la Spitalul Babeș se poate reflecta în tot sistemul sanitar, plus, minus, bineînțeles, câteva procente în plus sau în minus. Cert este că după un an, mai mult de un an de zile de tratament acestei boli, zi de zi, această epuizare psihoemoțională s-a acumulat. Medicii se confruntă acum însă cu o altă problemă. Noua tulpină descoperită în Japonia și care este rezistentă la vaccinuri. În acest moment de tulpina japoneză așteptăm noi date, nu putem să spunem un punct de vedere, dar din primele date care le-au dat colegii din Asia, se pare că vaccinarea acoperă și această nouă tulpină.